Te salut, sunt Gabriel Ursan și în podcastul de astăzi, Ursales, vorbim despre succes ca o formă de obligație. Și am să încep spunându-ți că succesul reprezintă ceva diferit pentru fiecare persoană în parte. Și eu chiar îți recomand să stai bine cu picioarele în ligheanul, cu apă rece, cum se zice, și să te gândești ce înseamnă succesul pentru tine. Cum vei arăta tu ca și persoană de succes? Care îți vor fi veniturile. Privește-te din toate perspectivele și pune-ți tot felul de întrebări. Care va fi starea ta de sănătate mentală sau fizică? Cum va arăta casa în care vei locui? Cum va arăta mașina în care te vei deplasa? Sau motocicleta, bicicleta, trotineta, scuterul cu care vei merge, orice vrei tu? Cum arată activitatea ta de succes? Cum vei lăsa o amprentă pozitivă asupra lumii? Ce vei vinde? Ce vei cumpăra? De ce să aleagă oamenii ce vinzi tu? De ce să aleagă afacerea ta? Pe plan sentimental și emoțional, ce înseamnă succesul pentru tine? O altă poveste. Relațiile tale, cum vor arăta? Cum și cu cine vei petrece timpul liber? Ce vei face în timpul tău liber? Și cum vei ști ca persoană că ești fericită și împlinită? Acum, nu trebuie să te iei după nimeni sau să-ți impui standarde cu care nu te simți confortabil. Însă trebuie să stai și să-ți răspunzi sincer la toate întrebările de înainte, pentru a-ți defini propria ta noțiune pentru succes. Apoi, odată definit, trebuie să-l privești ca pe o datorie, ca pe o obligație, ca pe o responsabilitate personală și o misiune a vieții tale. Este datoria ta față de tine, față de familia ta și față de cei dragi ca să reușești. Și pentru a-ți îndeplini această datorie, trebuie să-ți asumi responsabilitatea pentru tot. Lasă-i pe alții, că pe alții nu-i poți controla. Doar atunci vei avea șanse să ai succes, când vei înțelege asta. Pentru că atunci când îți asumi responsabilitatea, dobândești controlul și nu te mai plângi de toate evenimentele sau elementele externe pe care nu le poți controla. Dacă ai luat decizia de a avea succes, crede-mă că toate energiile Universului se vor colecta în direcția în care țintești tu. Când lupți cu toate forțele pentru o cauză și pentru un scop, dacă ai suficientă determinare, răbdare și anduranță, mai devreme sau mai târziu toate forțele se vor angrena în direcția dată de tine. Ei bine, eu nu știu cum arată succesul pentru tine, dar te rog să faci un exercițiu de imaginație și să-ți aduci aminte de un mare succes de-al tău din viață, pe orice plan. Dacă ți-ai amintit, scrie acel lucru pe o bucată de hârtie și apoi împăturește-o să nu mai vadă nimeni. Dar răspundem la următoarele trei întrebări. 1. A fost o problemă sau o provocare succesul ăla al tău? Ți-a creat îndoieli? Și 3. Când te-ai hotărât să reușești, ai băgat cu sete în subiectul respectiv și în final ai reușit? Dacă răspunsul este da la toate cele trei întrebări, este un succes. Și îți recomand să îți definești următorul tău succes care să semene cu o problemă sau o provocare și să-ți creeze îndoieli și apoi să te bagi cu sete. Apoi, după ce ai atins acel succes, sărbătorește, umple-te cu energie și ia-o de la capăt cu un nou obiectiv. Indiferent ce înseamnă succesul pentru tine, eu îți doresc mult succes și ne auzim în episodul următor. Până atunci, te invit în câmpul de comentarii să discutăm despre acest episod din podcastul Ursales. Te salut și mulțumesc!